Astăzi avem onoarea de a ține ultima ședință ordinară din 2018 și avem o ordine de zi bogată, o ordine de zi care vă rog să o parcurgem rapid. Și înainte de a începe ședința, vă propun să aprobăm, să începem cu punctul 3, să aprobăm alegerea președintelui de ședință. Astăzi, conform graficului pe care îl avem noi de la începutul anului, președinte pentru 3 luni de zile, este propus domnul Pădurariu Gheorghe. Cine este de acord? Mulțumesc. Domnule președinte, vă rog, preluați. Mulțumesc, domnule. Stimați colegi, bine ați venit la ședința ordinară de astăzi. Rugămintea mea este următoarea. Să parcurgem cât mai repede punctele de pe ordinea de zi, pentru că sunt mai multe probleme astăzi de rezolvat, fiind ultima ședință, fiind sfârșit de an, toți aveți materiale ședințe pe masă. Domnule președinte, propun ca să scoate diverse astăzi. Cu ce am propunerea eu vreau să aprobăm ordinea de zi, care este din 23 de puncte și să eliminăm punctul 24, punctul diverse. Sunteți de acord cu ordinea de zi sau mai este vreo propunere pentru un punct de ordinea de zi? Mulțumesc. Sunt de acord cu eliminarea diversă, da? Dar de ce să nu fim de acord? De ce să nu fiți? Păi nu, dar poate transmitem și noi la mulți ani, la locuitorii, localității. Măcar mai bine puneți așa, doamne, care se scrie la cuvânt, 3 minute. Nu, atunci supunem eliminarea punctului diverse de pe ordinea de zi cu aprobarea dumneavoastră. Sunteți de acord? Eu zic. Eu vă propun așa. Haideți să lăsăm și diverse în forma foarte scurt, da? Deci aprobăm ordinea de zi așa cum este și nu ne întindem, da? Bun. Cine este pentru ordinea de zi? Cine este pentru ordinea de zi? Ca să o aprobăm, da? Să aprobăm. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, pentru că materialele au fost discutate în ședințele de comisii, s-au luat avizele acolo, deci aici putem merge destul de repede. La punctul 1 al ordinii de zi. Sunt discuții? Este cineva contra? Se abține cineva? Păi, dacă am spus, dacă se abține sau... Așa e ca și rezolvată. Să punem la vot primul punct de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Punctul 2 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Alegerea președintelui de ședință susținut tot domnul primar, cuvântarea, merge în teste. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Dăm cuvântul domnului primar ca inițiator al acestui proiect. Da. Cu permisiunea dumneavoastră, dați-mi voie să mă ridic în picioare și să prezint punctul 4 al ordinei de zi. Este un proiect pe care l-am inițiat în urma discuții date cu foarte mulți cetățeni din orașul Dărmănești și se referă la articolul 1, la conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Dărmănești, județul Bacău, excelenței sale, Fabiola Compostela, cetățean italian, din cadrul Congregației Carmelitane, în semn de înaltă prețuire pentru întreaga activitate în sprijinul comunității dărmănești. Excelență, Consiliul Local este onorat să vă aibă aici în rândul de în această sală. Și să știți că este un mod de a recompensa cetățenii care chiar sunt cei mai buni dintre comunitatea noastră. Vă felicit. Aveți aici o parchetă din partea Consiliului Local, care conferă titlul de cetățean de onoare al orașului Dărmănești, excelenței sale, Fabiola Compostela, pentru întreaga activitate desfășurată în sprijinul comunității noastre. Și să știți că sunteți în inimile noastre, a tuturor celor din Consiliul Local și a tuturor cetățenilor din orașul Dărmănești. Mulțumesc! Vreau să mai spun eu două cuvinte, după care vă las pe dumneavoastră, discutând cu cetățenii din orașul Dărmănești. Am aflat foarte multe lucruri extraordinare despre dumneavoastră. În primul rând că de 50 de ani sunteți în Ordinul Carmelitan, soră, măicuță, că de 18 ani sunteți în România și că de 13 ani ați ales Dărmănești. Am mai aflat de la cetățenii din orașul Dărmănești că în cei 13 ani pe care dumneavoastră ați desfășurat activitatea în Dărmănești, sute mii de oameni au trecut prin mâinile dumneavoastră, fie copii pe partea educativă, fie cetățeni în vârstă care au cerut sprijinul dumneavoastră moral, poate i-ați sprijinit medical și în numele tuturor și, repet, și a celor pe care i-ați ajutat direct și a celor pe care nu i-ați ajutat, dați-mi voie să vă felicit. Și să ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă țină sănătoasă mulți ani de aici încolo. Felicitări încă o dată! Mulțumesc! Mulțumim, dar eu vă pentru că împreună cu Biserica Catolică, cu toți, și Biserica Ortodoxă, cu toți, și cu voi, și cu Părintele, și cu oamenii aici. Dacă nu am asta, nu pot să fac. Eu fac, dar ele sunt pe cele care... Și toți împreună. Eu, mi se pare că nu merit așa. Pentru că facem toți împreună. Cu noastră, cu Biserica Catolică, cu surorile, cu toți cei care nu cunoaște, eu nu am cuvinte, nu mă stăteam așa, surorile nu m-a spus nimic. Au spus numai că așa au fost. A spus că noi, că mergem acolo la primărie, pentru că i-am spus, au spus că se deschide, se inaugura, că se spune, muzeul la 12:30, la 2, ce facem acolo la 10? Nu știu. Acum că vine am spus, ce facem acolo? Nu știu. Trebuie să vii deja, mă răstic. Asta sunteți un exemplu de viață și de... Sunteți emoționată, dar sunteți un exemplu frumos pentru toată comunitatea noastră, dumneavoastră și cu echipa dumneavoastră, cu colegii dumneavoastră. De foarte frumos sunteți emoționată, deoarece aveți un suflet mare. Să vă dea Dumnezeu sănătate și succes în continuare. Acolo, la pișoarele altarului, eu spun în capelă, spun, Doamne, Iisus, dă-mi putere. Pentru că te ador aici în Sfântul Sacrament și după cred că spun te ador în toți cei care slujesc, toți cei care zic cu bătrânii, cu bolnavi și cu surorile și cu copiii, cu tot. Eu vă rog să vă rugați pentru noi și pentru mine mai ales. Pentru că toți spune soră bunii, dar Părintele odată m-a spus soră bunii a făcut o mică predică. Sora bunii nu e numai de la bunica, dar are rădăcina în bunătate. Dar este un program pentru mine. Dar ele știe că nu sunt buni, da? Rugați-vă pentru mine, pentru că să fiu adevărata sora bunii. Altceva sunteți. Mulțumesc! Și mai mulțumim! Să vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care sunteți alături de suflet și Părintelui Catolic care face eforturi pentru a ține comunitatea catolică în, eu știu, în armonie. Împreună, cred că sunteți o echipă de la care ne avem foarte multe de învățat. Încă o dată felicitări, să vă dea Dumnezeu un an bun, să vă țină Dumnezeu sănătoși. Noi o să ne rugăm cât putem noi, dar rugămintea noastră este rugați pe dumneavoastră. Cu siguranță e rugăciunea noastră mai ascultată. Îmi propun un cuvânt. Crăciun fericit și mulți ani cu bucurie. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc că asta înseamnă că mai e loc. Da. Aș vrea să mai fac o singură precizare, să știți că eu ne-am făcut demersuri pentru a achiziționa acel teren pentru cimitir. S-a luat acel teren pentru cimitir, pentru Biserica Catolică, am mai asigurat noi ceva resurse financiare, deci o problemă cu care Comunitatea Catolică se confrunta de mult timp, s-a rezolvat, sper de anul viitor să facem și renovări acolo ce avem noi în cimitir și să sprijinim. Încă o dată mulțumim tare mult și respect din partea Este vorba de 110.000 de lei pe care am primit de la Consiliul Județean și care îi rectificăm pentru cimitirul de la Valea Uzului. Și mai este vorba de 200.000 de lei care am primit acum prin hotărâre de guvern pentru echilibrare care îi ducem pe drumul de la Bacău. Alte modificări nu avem. Supun spre aprobare dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi. Sunt discuții la acest punct? Supun aprobării dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 7. La punctul 7. Ia cineva cuvântul, doamna Amititelu. Punctul 7 se referă la acordarea drepturilor bănești pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie, că am înțeles niște discuții că doar pe septembrie și noiembrie. Eu am spus foarte clar, și octombrie. Bun. Mulțumim, domnul primar, că ați reușit să găsiți sumele corespunzătoare cadrelor didactice navetiste care lucrează în Dărmănești și care, deși sunt navetiste, își fac datoria la locul de muncă și, spre exemplu, navetistul Căzănel de matematică avem, ne onorează cu un premiu la Olimpiada Județeană la clasa 12-a anul acesta. De asemenea, știm că în ajunul sărbătorilor, în fiecare dărmăneștean clocotește sângele de jugarea ursului. Ei, un navetist de-al nostru, Cristi Apetri, care anul trecut și acum 2 ani participa la toate activitățile cu ursul din Dărmănești, cu elevii liceului, transferându-se la Moinești, locul lui l-a luat tot un navetist, Olan Ionela, care anul acesta a fost, a participat la festivalul Pădurianca, aflați că a luat trofeul festivalului. Bineînțeles, nu neg și activitatea cadrelor didactice din Dărmănești, a localnicilor, nu neg, Doamne ferește, dar vreau să spun că și navetiștii se implică, își fac datoria și, deși, de când n-am mai plătit noi? Parcă iulie am plătit ultima dată. Suntem la zi cu astăzi? Nu, înainte de hotărârea asta. Din august, cam așa. Ei n-au lăsat ștacheta. Au continuat activitatea, sunt integrați în învățământul dărmăneștean, nu țin cont că fac navete și așa mai departe. Și tot vorbeam de Festivalul Pădurianca și corul Cantus al Liceului din Dărmănești, condus de teologul nostru, de masterandul nostru, Gorbanescu Andrei, care e dărmăneștean, deci spuneam, nici dărmăneștenii nu se lasă mai prejos, au câștigat trofeul festivalului. Asta și din cauza asta mulțumesc. Poftim? Suntem cei mai buni, da? Suntem cei mai buni. Iar tot în cadrul liceului, fiindcă acum câteva luni în urmă, eram întrebată de tot în ședință de Consiliu ce fac cadrele didactice în Dărmănești să ridice ștacheta bacalaureatului a examenelor naționale în general. În moment, ați participat la liceul la Dărmănești, la liceul tehnologic, când ei au lansat proiectul Roze, în care își propun exact ridicarea eficientizarea, în sfârșit iar am greșit, procesului de învățământ, am emoții pentru că lucrez în mijlocul lor, știu ce muncă depun, iar în cadrul acestui proiect se organizează pregătiri la toate obiectele de bacalaureat. Ei, întâmplarea face ca tot navetiștii să fie acei care stăpânesc. Biologia, obiect de bacalaureat, geografia, obiect de bacalaureat, matematica, obiect de bacalaureat și așa mai departe. Da, deci în numele lor, o secundă vă rog, chiar dacă ne grăbim, în numele lor vă mulțumesc. Ați reușit să găsiți bani, eram convinsă că reușiți să găsiți. Mai departe mai vedem noi, dar deocamdată Moș Crăciun de anul ăsta a fost cât se poate de binevenit cadrelor didactice și pentru care vă mulțumim și în numele lor vă urez la mulți ani. Mulțumesc, doamnă. Supunem proiectul de la punctul 7 spre aprobarea dumneavoastră. Cine este de acord? Mulțumesc. În unanimitate. Punctul 8. Proiect de hotărâre pe anul... Chiar dacă este pe scurt, domnul președinte, măcar știți conținutul... Păi am spus acum, am primit stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale. Punctul 8. Da. Dacă este cineva care ia cuvântul la acest punct. Două precizări scurte vreau să fac. Eu, în primul rând, propunerea de taxe și impozite pentru 2019 rămâne la nivelul taxelor din 2018, corectate cu inflația, care înseamnă 1,34%. Deci toate taxele care vor fi și impozitele plătite în 2019 sunt cele de la nivelul anului 2018 cu precizarea că sunt influențate de 1,34% de inflație. Al doua precizare, nu au fost introduse taxe noi sau alte impozite care să afecteze cetățenii. Dacă vreau să ne poți fie cuvântul la acest punct. Dacă nu, supunem spre aprobare. Cu amendamentele din ședința de comisie. Exact, da. Deci supunem spre aprobare, inclusiv amendamentele, punctul 8. Cine este pentru? Mulțumesc. 16 voturi pentru. Punctul 9. Privind acordarea subvenției la scutirea plății taxei de salubritate conform legii 227 din 2015. Da, scurt și aici, în fiecare an, la începutul anului, noi dăm o hotărâre de Consiliu privind taxa de salubrizare. Sunt acolo niște categorii de persoane scutite. Astăzi venim să compensăm din bugetul local acele scutiri și este vorba de, așa cum spunea domnul președinte, de legea 118, de legea 415, de decretul din 6 martie 1945 și așa mai departe. Deci vorbim de persoanele cu handicap grav, veterani de război sau văduve de război și persoanele beneficiare a legii 118. Dacă sunt întrebări... Dacă nu sunt întrebări, supunem spre aprobare punctul 9 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate a fost votat acest punct. La punctul 10, 11, 12, 13 și 14, o să-i luăm pe rând. Da, lucrați. Privind majorarea cu 450% a impozitului pe teren, în suprafață de 2150,3 m2, situat în strada Chimiei. Asta este parcul din... din fața blocurilor de la... Blocul de acolo. Exact. Domnul primar? Da. Am dat o hotărâre de Consiliu în anul 2017 privind terenurile și clădirile neîngrijite. Noi am identificat pe raza orașului Dărmănești mai multe terenuri și clădiri care sunt neîngrijite. Am făcut toate demersurile care erau prevăzute în acea hotărâre de Consiliu, pentru că noi atunci am aprobat și un regulament, am făcut informări ale proprietarilor în sensul de a veni și de a îngriji acele proprietăți. Din păcate, nici la momentul discuției noastre nu am avut un răspuns favorabil din partea proprietarilor, drept pentru care am venit cu aceste proiecte de hotărâri privind, așa cum legea ne permite, majorarea impozitului pe imobilul respectiv. Legea ne permite majorare până la 500%, noi am propus aici până la 450%. Sperăm ca, pe măsură ce aceste hotărâri vor intra în, și își vor produce efectul, fie proprietarii respectivi vor plăti și n-au încotro, fie își vor îngriji acele proprietăți. Adică ideea este să refacă gardurile, să refacă ce au ei acolo, pentru că creează un real disconfort cetățenilor care trec prin zona respectivă. Cu toată grava, îmi pun o întrebare. Este posibil ca acești domni, acești proprietari, să nu-și plătească sumă respectivă, nu se poate interveni pentru a le câștiga în instanță, să active... Da, deci noi avem niște... Să ne luăm efectiv teren. Cu siguranță. Pe măsură ce noi punem în aplicare aceste hotărâri, Serviciul Impozite și Taxe înștiințează proprietarii cu sumele pe care le-au de plată, după care facem formele de executare silită, somații, poprii și așa mai departe, se ajunge la evaluare și sigur că putem merge până la valorificarea celor bune. Da, deci, sigur, fără. Am mai fost în discuție de vizoramul, s-ar putea face un fapt pentru copii. Sper că în alte științe ale noastre... Nu se face. Nu, dar stăteam așa în... E proprietatea lui și la proprietatea. Da. Mai ia cineva cuvântul? Da, domnul Baloș. În zona Sănături nu e problema numai de taxe sau impozite pe teren, chiar distanțele de autobuz și am repetat de atâtea ori. Există un pericol pentru accidente. Sunt copii care sunt oameni, sunt oameni care stau în stație, deci e normal ca să-și refacă. Sigur. Ori demolează construcția, ori nu o face. Mai ia cineva cuvântul? Dacă nu, supunem aprobării punctul 10 de ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate, a fost votat și acest proiect de hotărâre. Punctul 11 de pe ordinea de zi, tot majorare cu 450% a suprafeței de 3284,48 metri pădați, situată în strada Chimie, aia din fața blocurilor și blocul Tineretului. Terenul tot la fel de îngrijit, aveți cuvântul, domnul primar. Da, e aceeași situație, același proprietar. Din nou, repet, am făcut demersuri pentru intrarea în legalitate, n-am găsit răspuns favorabil. Ca atare am propus majorarea cu 450% a impozitului și pe acest teren. Da. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Aici, la punctul 11? Dacă nu se pune spre aprobare punctul 11, cine este pentru? Mulțumesc. Cu 16 voturi pentru, a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul 12. Prin majorare cu 450% pentru 2485 metri pătrați teren, situat în strada Muncii numărul 3, ăsta de lângă blocurile ANL. Domnul primar, aveți. Da, este vorba de terenul din aval de ANL, de la primărie stânga. Și aici gardul și casa respectivă și chiar și terenul, imobilul teren arată jalnic. Am făcut nenumărate demersuri pe toate căile. Am înștiințat proprietarii. Din păcate nu avem niciun fel de răspuns favorabil, drept pentru care am venit cu acest proiect de hotărâre, majorarea impozitului cu 450%. Vrea cineva să mai ia cuvântul? La punctul 12, dacă nu, să punem aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Mergeți în continuare. 15? Nu. Dar luați până la urmă? Avem o abținere aici. Păi asta vreau să zic. Deci sunt 15 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Corfa s-a abținut. Punctul 13 de pe ordinea de zi, tot majorarea cu 450%. A 7.734 metri pătrați teren, situat în strada Uzinii, numărul 102, fabrica de imobilul Sălătruc. Bună primară. Da, vorbim de un imobil din cartierul Sălătruc, fost imobil aparținând unei fabrici, știți despre ce este vorba, am făcut și acolo demersuri, e vorba de două locații, și punctul 13 și 14, am făcut demersuri, n-am avut niciun răspuns favorabil din partea proprietarului. Există acolo sunt și construcții care sunt într-un grad avansat de degradare, care prezintă pericol pentru copiii care sunt în zona respectivă. Am solicitat fie demolarea acelor imobile, fie refacere. Repet, nu a primit niciun răspuns, ca atare am propus acest proiect de majorare cu 450%. Vrea cineva să ia cuvântul la punctul 13? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate a fost votat și acest proiect de ordinea de zi. Punctul 14 de ordinea de zi, tot majorare cu 450% pentru suprafața de 32.923 de metri pătrați teren, situată în strada Uzinilor 2, în același punct, fabrica de imobile, Sălături. Aceeași problemă este al doilea corp de imobil care aparține aceluiași proprietar. Suprafața e mai mare, aproape 33.000 de metri pătrați. La fel, niciun fel de răspuns din partea proprietarului. Ca atare am venit cu propunerea de majorare și pentru acest imobil cu 450%. Vrea să ia cineva cuvântul la acest punct? Dacă nu, supun spre aprobare, dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate a fost votat și acest proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice pe raza orașului Dărmănești pentru anul 2019. Domnul primar. Da. Pe scurt, în fiecare an, Consiliul Local aprobă pentru anul următor taxa de salubritate pe persoană. Anul 2018 taxa a fost 9,96 lei. Există un grafic de evoluție a prețurilor. Pentru 2019 taxa este în cuantum de 10,2 lei, adică cu 30 de bani mai mare. Am avut o propunere din partea DIS Bacău de a majora taxa la 14,50 lei de persoană. În urma dezbaterilor publice s-a respins acel proiect. Astăzi venim cu propunerea de 10,20 lei de persoană pentru anul 2019. Da? Deci 10,2 lei persoană pe lună, conform graficului pe care l-am aprobat în 2010. Dacă doamna Militară. O să aprobăm azi categoric această taxă, pot trecut și în comisii, dar eu am o întrebare. În zona strada Plopului, în Pădurariu, marțea trecută, când era zi de ridicare a gunoiului, n-a intrat pe una laterală, de la artera principală, pentru că era zăpada mare. Zăpada mare nu prea a fost în perioada asta. Am să vă răspund, am primit o adresă de la Rompress și au schimbat zilele, acum în perioada Crăciunului, au schimbat zilele de ridicare a gunoiului și veți vedea că nu se mai respectă. Au ceva probleme tehnice ei pe sfârșit de an. Și ne-au spus, domnule, nu mai venim luni, venim marți, mă rog, avem grafic acolo, noi îl dăm, îl facem public și dacă n-a recuperat într-o zonă, cu siguranță vor veni. Am înțeles, o să vreau și eu graficul să-l transmit cetățenilor, dar marți, pe artera principală s-a ridicat, doar pe una secundară nu s-a intrat, pentru că au motivat că n-au putut intra cu mașina. Dar, având în vedere faptul că marțea trecută nu au putut intra din cauza zăpezii, marțea asta este Crăciunul, 25. Marțea cealaltă este anul nou, 1 ianuarie. Ce fac oamenii ăștia? O lună, n-au gunoiul ridicat, nu o secundă, nu o secundă de rog. Este un grafic făcut și cu siguranță vor veni să ridice gunoiul. Vreau graficul, deci. Este publicat pe televiziunea locală, pe site-ul primăriei, pe Facebook-ul primăriei. Bun, mă duc să le-au să transmit. Așa. Și încă ceva. Un copil se naște. La cât timp este prins în cadrul familiei, ca plătitor de cuvânt. Există un regulament pe care l-a aprobat ADIS-ul și în acel regulament sunt planificate toate aspectele pe care dumneavoastră le puneți aici. Din momentul în care un cetățean are certificat de naștere, el este cu dreptul de pline peste tot. Deci urgent trece la plajă de cei de la ADIS au făcut acel regulament și el intră în planul fără de probleme. Da. Deci rămâne să iau eu graficul și să se transmit. Noi o să punem zilele astea și pe la magazine. Așa, da. Domnul Balaș, dacă Mateu, primăria, va plăti la tona acestea este deșeuri, deci cu noi. Aș dori pe viitor și populația să fie conștientă de selectarea gunoiului și n-am dorit că o persoană care pune cubela la poartă să plătească cât unul care pune 5 saci. Deci vreau ca primăria să aducă la cunoștință populației. Cât vom avea mai puțin gunoi, poate vom plăti mai puțin. Trebuie să facem... Da. Vreau să fac precizarea asta, că începând de la 1 ianuarie 2019, primăria va plăti către ADIS la tonă. deșeurile ridicate de pe raza orașului. Asta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să scoatem la poartă, în acea cubelă, doar gunoiul menajer, iar atunci când se anunță, gunoiul reciclabil, adică plastic și ce avem noi acolo. Dacă cantitatea de gunoi, începând de la 1 ianuarie, scoasă de cetățeni va crește, și taxele astea de 10 lei nu vor mai acoperi gunoiul și vom fi nevoiți să le creștem. Dacă acea cantitate de gunoi va scădea în cursul anului 2019, cu siguranță și cei 10 lei vor scădea, da? De cetățeni. Deci totul depinde de noi. Spuneam că la comisie că în cursul anului 2019 noi vom pune pe fiecare cubelă a cetățeanului un cod de bare și fiecare va plăti în funcție de câte cubele va scoate. Și sigur, vom stabili un preț pe cubelă, știm că acea cubelă are 0,2 metri curbi și dacă un cetățean scoate o cubelă, plătește una, dacă scoate 10, va plăti ca atare. Deci, în cursul anului 2019, cred că în primăvară, noi am estimat pe luna mai, pentru că atunci vor crește cantitățile de gunoi, vom veni cu acest sistem în așa fel încât fiecare, există și ordonanța 74, care spune fiecare plătește în funcție de cât aruncă. Deci este dat clar legea. Deci, cu siguranță, un prim pas important este de la 1 ianuarie, când primăria plătește la ADIS, în funcție de numărul de tone pe care le produce, iar pasul 2, începând din luna mai, vom trece cu acest sistem și către populație, fiecare plătește în funcție de câte cubele scoate la poartă. Domnul Mila, aveți mulțumesc. Vreau să aduc la cunoștință colegilor și dumneavoastră, sunt niște locuri unde sunt anumite pubele pentru colectarea deșeurilor din plastic, carton, metal și sticle. Sunt și pubele pentru gunoi menajer. Ar trebui să nu mai fie alea de gunoi menajer, ca să nu poată duce nimeni cu gunoi menajer la aceste pubele. Iar în zona unde sunt aceste pubele, să-i amplaseze niște camere. Și atunci, gunoiul menajer trebuie automat scos doar la poartă, nu dus în acele pubele. Probabil și în felul ăsta s-ar elimina niște anumite problemele noastre ale cetățenilor. Deci noi am prevăzut pentru 2019 să montăm camere în plus în zonele astea de unde avem... Și eventual chiar pubele montate în zonele unde au fost cândva pubelele. Sunt niște platforme amenajate. Doar pentru plastic, hârtie, metal, ca să, și în felul ăsta să și colectează selecționat. Am vorbit cu cei de la scăderea cantității de gunoi. Am vorbit cu cei de la ADIS și în cursul lunii ianuarie, februarie, vor veni cu niște containere speciale ca să le și poată descărca ei. Fie mergem pe varianta tip clopot, acele clopote în care se pun tenturile, fie să vedem ce variantă, pentru că noi dacă venim cu... Ați văzut că avem niște recipiențe în care oamenii pun plastic, bidoane, sunt foarte greu de descărcat. Mașinile lor sunt prevăzute cu alt sistem de descărcare și atunci am căzut de comun acord ca ADIS-ul să vină cu modelul ăla de sistem container în care să punem reciclabilul și în felul ăsta mașinile când vin de la un preț să descarce... Și ar trebui anunțat în ședință și în alte media, deci pe cablă, când cineva își demontează, își strică o dependență, o clădire, o ceva, ce face cu gunoiul? Noi există un regulament, dar nu toată lumea știe. Da. Trebuie făcut o cerere la primărie, primăria îi duce un container pe care îl plătește separat. Mai nou, în regulament este prevăzut cetățeanul care are moluz sau ce are el acolo, sună pe cel de la Unpres, spune ce fel de moluz are, da? Și plătește pentru vine mașină special și îi ridică în carcă fără niciun fel de plan. Fie e beton, fie cărămidă, țiglă, ce are la acolo. Deci cu siguranță se rezolvă problema. Mulțumesc! Mai ia cineva cuvântul? La punctul 15? Dacă nu supunem spre aprobare punctul 15. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul 16. 16 voturi pentru. Proiect privind aprobarea modificării prețului și tarifelor la apă potabilă și la canalizare. Da. În cursul lunii noiembrie, noi am primit o adresă de la compania de apă, prin care solicită creșterea prețului la apă cu 50 de bani și la canal cu 40 de bani, modificări justificate și prin avizul ANRSC-ului și în special datorită faptului că în ultima perioadă a avut loc creșteri salariale, creșteri ale consumului sau facturii la gaz, la curent și așa mai departe, iar prețul nu a mai fost majorat din 2014. A doua justificare a celor de la CRAB este și legată de faptul că în perioada următoare, 2019, la Dărmănești vor fi făcute investiții legate de extinderea rețelei de apă potabilă și pe programul cu fonduri europene, Dărmănești este prins și în zona Sălătruc, și în zona Boiștea, și în zona Brântulești, cu extinderi de rețele de apă. Iar pe partea de canal, știți foarte bine că se demarează și se încearcă finalizarea lucrărilor de canalizare și a stației de epurare. Sigur că aceste investiții au fost făcute cu bani împrumutați, o parte din bani au venit din împrumuturi și pentru a putea rambursa acele împrumuturi, au justificat cei de la CRAB că este nevoie de o majorare. Majorarea de 50 de bani nu cred că este chiar atât de mare, mai ales ținând cont de faptul că din 2014 n-au mai fost majorări și, în al doilea rând, că au avizul celor de la ANRSC. Dacă mai aveți întrebări, vă rog. Domnul Valoș. Ca acest preț nu simte populația atât de mult, ar trebui pe viitor să găsim soluția cu apă industrială, mă refer mai mult pentru crescători de animale, pentru cei care dezvoltă o anumită afacere, să nu folosim apa potabilă în alte scopuri. Da. Eu am avut discuții pe comisii, încercăm să, mai ales pentru zona Sălătruc și Brătulești, să activăm, să preluăm acea rețea de apă brută de la baraj, care deservea rafineria Dărmănești. Am făcut demersuri, sper să reușim în cursul anului 2019 să preluăm conducta de apă brută și atunci ar trebui să avem noi o rețea care să asigure necesarul de apă brută, apă industrială, pentru, în special pentru udat, grădini și adăpatul animalelor. Sperăm în 2019 să putem rezolva și asta. Domnul Mirea. Frumoasă chestia asta cu apă industrială, aș vrea să văd eu cine trage apă industrială în tot Dărmănești. E o problemă care nu cred că se poate rezolva în următorii 10 ani. Ideea e că noi, dacă vrem să dezvoltăm localitatea ca și o zonă turistică, ar trebui să o ținem agroturistică. Avem crescători de animale care încet, încet renunță de tot la animale. Ceea ce a spus colegul meu, domnul Balaș, e foarte adevărat. Oamenii care au 4-5 animale consumă cam 100 de litri de apă odată. Și animalul bebe cel puțin de 2 ori apă pe zi. Deci la aia 3 metri cub de apă trece zilnic câțiva metri cub. Și atunci, pentru că dau apă potabilă la animale și mai șupă și un strat de ceapă, o să plătească și apa de canalizare. Și la momentul ăsta eu nu sunt de acord cu majorarea prețului la apă, deoarece unor cetățeni, și din cauza unor cetățeni din Dărmănești, mă refer la cartierul Poiana și chiar din zona Răului, le s-a promis la un moment dat, cu ceva ani în urmă, că nu o să plătească apa niciodată. Ori noi plătim apa destul de scump, în sensul plătim la nivelul aproximativ, nu mai știu exact, este la Gorneri, la Bacău. Deci, și în sensul că nu putem fi chiar solidari cu aia de la Bacău, unde apa face 70 de kilometri, da, prin pompare. La noi consumurile energetice sunt mult mai scăzute. Da, dar... Și noi suntem primii afectați de barajul de la... mai ales cartierul care a fost rămutat, dar tot Dărmănești. Înțeleg și aveți dreptate, parțial, pentru că atunci când noi am hotărât Dărmăneștiul să intre în compania... Eu aștept să mai găsim soluții în domeniul ăsta. Sigur, am aprobat atunci prețul unic, am fost de acord cu prețul unic și datorită faptului că noi am intrat în ADIB și în compania de apă Bacău, am beneficiat și de cele investiții pe canalizare, că altfel nu aveam capacitatea financiară noi să o facem. Eu eram și atunci consilier și nici atunci nu am fost de acord cu prețul la apă, dacă vă amintiți. Să crească. Mulțumesc. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Eu vreau să întreb. În programul lor de anul viitor, de 5 ani, au ceva programat investiții? Am spus mai devreme că sunt prinse investiții pentru extinderea rețelei de apă. Și pentru refacerea celor de cazuri de care apar. Pentru refaceri nu au prins, doar pentru extindere. Deci vorbim de cartierele sau extinse, case noi, acolo sunt prinse. Și pe partea de reparații, cartierul Sălătuc este prins de la rafinerie, până la Sălătuc, acolo e conductă nouă, pentru că sunt situații când am avut avarii, se oprește apa în diferite zone. Deci acolo trebuie intervenit. Tot să mărește prețul pe la apă, atunci să-și programeze niște investiții pentru reparații. Aș vrea eu. Cam greu. Cam greu. Da. Am spus cu canalizarea cu apă la plopul la deal în loc. La munte pe tine. Nu se mai repede. N-au apă. Deci ce putem interveni noi pe reparații? Intervenim și în 2018 am intervenit în special în zonele în care conducta nu era suficient de adânc săpată și... S-au făcut investiții de către primărie, ceva care a fost tot la primărie și care nu ne măresc de fapt pe protocolul. De fapt, așa cum a... Am văzut la ședința când a fost doamne de la Bacău, nu? Am avut discuție referitor cu linea de apă. Mai ales la Sălătuc, că n-am avut probleme cu astă vară cu apă. Acolo este prins. Zice că este prins în investiții, linia de la rafinerie la deal. Linia de la rafinerie, vă spun. Linia de la rafinerie. Ea trebuia de prima dată dusă până sub baraj, la aceeași... Oare am avea acces la organigrama angajaților, ca să vedem și noi birocrații și salariile lor. Este pe site. Mulțumesc frumos. Să vedem unde se ridică prețurile astea. 200 de milioane. Dacă nu mai e nimeni, supunem la vot punctul 16 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul, se abține cineva împotrivă? Împotrivă. Deci împotrivă. Deci avem o abținere. Două abțineri, domnul consilier Moise și domnul consilier Cotpas Mihai, pe abțin. Domnul consilier Milease are un vot împotrivă și 13 voturi pentru. Punctul 17. Proiect de document cu aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020. Da, în fiecare an, Consiliul Local aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ de pe raza orașului Dărmănești. Noi avem punctele de vedere transmise de fiecare școală. Sigur că am solicitat și avizul de la Inspectoratul Județean. Practic nu avem modificări față de structura școlară anterioară, drept pentru care propunem acest proiect de hotărâre. Vreau să ia cineva cuvântul la punctul 17? Dacă nu ia cuvântul, supuneți spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. 16 voturi pentru. Punctul 18. Proiect pentru aprobarea numărului postului de asistent personal a persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019. Domnul primar. Da. În fiecare an, Consiliul Local aprobă numărul de posturi de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav. În cursul anului 2018 noi am avut 32 de posturi, 2017 la fel 32 de posturi și pentru 2019 am propus 32 de posturi de asistent. Să știți că în decursul anului aceste posturi sau persoanele care ocupă aceste posturi suferă diverse modificări, în sensul că unii nu mai beneficiază, fie, nu știu, a decedat sau s-a întâmplat ceva cu, sau iese la pensie. Este o continuă fluctuație în cursul anului, eu știu, 5, 6, 7 posturi se modifică, dar numărul maxim 32 de posturi în care noi ne încadrăm și sperăm să și în 2019 să ne putem acoperi. Pentru că o parte din plata acestor asistenți personal vine din bugetul local și noi trebuie să ținem întotdeauna un echilibru între câte posturi avem și câți bani putem aloca pentru a plăti salariile și toate drepturile persoanelor respective. Dacă sunt întrebări. Sunt discuții din partea dumneavoastră la punctul 18? Dacă nu, se pune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate a fost aprobat și acest proiect de hotărâre. Punctul 19 de pe ordinea de zi, privind aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție DALI a indicatorului tehnic economic și la devisul general pentru obiectivul lucrări de modernizare strada Plovu. Da, în 2018 noi ne-am propus și am alocat niște resurse în bugetul local pentru extinderea, să zic, asfaltului în cartierul Plovu. Noi am alocat bani pentru studiul de fezabilitate, dar aici am făcut noi. Astăzi avem pe ordinea de zi avizarea lucrărilor de intervenție, adică DALI-ul. Știm că la Plovu, de la școală până în zona bisericii și lăturalnic în suprafață de, în lungime de 1 km, avem nevoie de 814.000 de roni. Sperăm ca în ianuarie să scoatem la licitație proiectul tehnic, iar undeva în luna aprilie-mai să facem licitație, în așa fel încât până la sfârșitul anului 2019 să facem asfaltul cartierul Plovu. Deci astăzi am venit cu documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, așa zisul DALI pe care îl știm noi. Avem aici indicatorii tehnico-economici și valoarea totală a proiectului, cum spuneam, 114, asigurată din bugetul local. Deci sursa de finanțare este bugetul local. Dacă sunt alte întrebări. Vă mulțumim că ați găsit resursele necesare pentru să continuați asfaltul la Plovu și că ați făcut demersul singur de pe guvern să țineți banii aceștia și așteptăm lucrarea. Sper că în 2019... Și noi vă mulțumim să găsiți resurse necesare, să vă găsiți și pentru alte cartiere. Mai ia cineva cuvântul la punctul 19? Dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumim. În unanimitate, votați și acest proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economic și a cofinanțării de la bugetul local, modernizarea drumului de interes local, strada Livezi, drumul de la Lapoș. Da. Scurt, și aici, drumul de la Lapoș este vorba de strada Livezi, Dărmăneasca și strada Lapoș. Știți că noi anul trecut am obținut prin Programul Național de Dezvoltare Locală finanțare pentru acest drum. Inițial erau alocate 54 de miliarde, 5,4 milioane de lei. S-a făcut licitație. În urma licitației am făcut o economie, în sensul că valoarea totală a proiectului este de 5 milioane de lei noi, adică 50 de miliarde de lei vechi. Sigur că de la bugetul național am reușit să tragem toți banii în urma proiectului, iar de la bugetul local am scăzut de la 5 miliarde la 2 miliarde 390. Este necesar să dăm această hotărâre, pentru că trimitem imediat hotărârea la Ministerul Dezvoltării și se deschide finanțarea pentru lucrări. Acolo, pentru cei care ne urmăresc, în cartierul Lapoș a fost făcută licitația pentru execuția lucrărilor și pentru proiectul tehnic. Proiectul tehnic ne-a fost și predat. Sperăm ca, eu știu, în primăvară, cum vremea permite, constructorul să intervină și să înceapă lucrările de asfaltare. Întrebare, vă rog, ca om al capului. La arteria principală, până sus de tot sau până unde? Să vă dau proiectul tehnic, să-l vedeți, să-l citiți, pentru că este vorba de strada principală până la ieșirea din sat. Este vorba de o lungime de 4,3 km, dar până la ultima familie mai sus de Barbu, da? Și e prinsă și breteaua... Aia vreau să întreb. Care e breteaua aia? Breteaua e cea pe la Ardeleanu, pe acolo, da, pe la Băbuș, pe acolo. Și iese la Mocanu, la Dănuț. Acolo e prinsă breteaua aia pentru că erau foarte multe probleme cu apa, toată apă. Da, și acolo va fi făcut un șans de preluare. Și probabil pentru... Da, deci breteaua și cu... Da, era răzor ceva și răzorul normal nu e acolo. Acolo. Și am transacționat la proiectul să ne poate face pentru alte arterii? Nu. Să asfaltăm noi cu asta și după aia mai facem alte arterițe. Ați văzut ce spunea domnul consilier Milea. Facem un act adițional pentru Poiana. La punctul 20, mai ia cineva cuvântul? Dacă nu supunem spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate a fost votat și acest proiect de hotărâre. proiect de hotărâre privind regulamentul de organizare și desfășurare a activităților comerciale de pe raza orașului Dărmănești. Da, scurt am să fac câteva precizări. Este vorba de câteva completări la regulamentul vechi, în sensul de a prinde în autorizarea de eliberarea autorizației de funcționare și societățile bancare și non-bancare, și aici punctual este vorba de băncile de pe raza orașului Dărmănești, care până acum n-au plătit autorizațiile de funcționare, justificând că regulamentul pe care noi l-aveam aprobat nu erau prinse și aceste activități comerciale. Deci am permis. Și nu vrea cu băncile din România, nu mai pasă. Da, nu vrea. Deci sunt câteva completări legate de aceste. Care sunt insolvențele? Ia cineva cuvântul din dumneavoastră la punctul 21? Nu. Mulțumesc. Supun spre aprobare punctul 21 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate a fost votat acest proiect pe ordinea de zi. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri. Da, foarte pe scurt. Spuneam că miercuri am avut ședință AGA-ADIS la Bacău. Am avut acolo intervenții, nu numai eu, în special primarii de orașe, în sensul de a aproba, începând de la 1 ianuarie, ca primările să plătească către ADIS gunoi în funcție de numărul tonelor pe care le produce. Și în urma acestui demers făcut și de mine, și am fost unul dintre care am insistat pe ideea de a renunța la numărul de persoane din localitate și de a trece pe tonă, a rezultat actul adițional numărul 3 la concesionare, da? Care vine și spune exact ce v-am spus mai devreme, că începând de la 1 ianuarie, fiecare primărie, indiferent dacă este oraș sau comună, va plăti un preț pe tona de gunoi și fiecare primărie își va gestiona banii în așa fel încât să-și achite. Dacă o primărie nu are bani să-și plătească gunoiul sau plătește sau produce prea mult gunoi, sigur că va rămâne cu gunoiul la poartă. Dar este un prim pas serios, ce spuneam și mai devreme, vom plăti la cât producem, urmând ca în primăvara anului 2019 să facem pasul 2 spre pasul de a merge spre pubela cetățeanului și de a stabili o taxă pe pubelă și fiecare va plăti în funcție de câte pubele va scoate. Deci este un prim pas serios. Cred că în ianuarie vom mai avea 2-3 hotărâri legate de treaba asta, dar deocamdată acest act este act adițional numărul 3 la contractul de concesionare. Este foarte important. Dacă sunt întrebări. La punctul 22, dacă vrea cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supunem spre aprobare dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate a fost votat și acest proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui contract de asistență juridică de către un avocat care se reprezinte interesele orașului Dărmănești în acțiunea plată pe rolul instanțelor de judecată. Da. Tot legat de ADIS, să știți că în ședința AGA-ADIS ne-au făcut o surpriză neplăcută cei de la ADIS, în sensul că ne-au comunicat că noi am avea de plată vreo 17 miliarde de lei vechi către ADIS. Din 2015, 2016, 2000, am cerut o justificare a sumelor, de unde rezultă aceste sume, pentru că noi am plătit la zi, după hotărârile de Consiliu care le-am avut. Până la acest moment încă n-am primit acea solicitarea noastră. În schimb, suntem în instanță și încearcă să ne oprească conturile. Avem aici niște comunicări adresate de la executorul este Cariu, parcă, și trebuie să ne apărăm. Până pe data de 28 decembrie, noi trebuie să mergem în instanță cu probe din care să rezulte că noi nu avem de plată. Dacă nu mergem cu aceste probe, decădem din dreptul de a mai depune probe și e ca și cum noi recunoaștem că avem niște sume de plată și trebuie să le plătim după aceea. Ca să putem să depunem aceste probe în instanță, noi trebuie să avem un avocat specializat pe așa ceva și, nu știu să vă spun acum cât ar costa acest avocat, dar trebuie în regim de maximă urgență să punem toate hotărârile, ordinul de plată ce am făcut noi plăți la dispoziția acestui avocat, ca să ne poată face apărare în instanță. Repet, sunt mai multe comunicări. La acest moment, conturile Adisului sunt poprite de acești executori. La comanda lui Romprest, deci Romprest a zis, domnule, nu mi-am încasat banii care trebuia, a poprit conturile Adisului. Adisul, la rândul lui, nu mai are niciun ban în cont acum și a zis, eu mai am de încasat de la primărie. Noi avem calitatea de terț poprit. Și atunci merg mai departe pe firmă. Noi am plătit inclusiv luna octombrie 2018, avem ordine de plată, am trimis la acești executori ordine de plată prin care noi am plătit. De exemplu, la această comunicare, ei vorbesc de factura din luna a 7-a, da? Deci din luna iulie. El spune aici... 2018. 2018, da? El vine și îmi spune că pe data de 20 a 7-a, sunt și ianuarie și februarie și asta care o am eu e pe iulie. Și valoarea per total Bacău e de 7.200.000 și ceva, dar noi am plătit. Deci noi am plătit în iulie, am trimis ordinul de plată, i-am spus executorului, domnule, noi am trimis, uitați, am plătit, asta n-a ținut cont de ce am făcut noi și sigur că atunci trebuie să ne apărăm. Pentru asta am solicitat un contract de asistență juridică, trebuie să găsim un avocat zilele astea, strict specializat pe așa ceva, că fiecare au domeniile lor de activitate și să putem să facem în instanță aceste apărări. 4 avem aici, dar sigur, azi mâine mai vin. Pe fiecare lună. Da, pe fiecare lună. Oprire. Da. Dacă problema, dar este plătit în avans, după cum ați spus dumneavoastră, deci noi, nu? Ei acum nu recunosc. Deci instanța vedem că nu recunosc. Instanța vede altceva. El spune așa, dom'le, trebuie să vii cu... De ce nu-și retrag plângerea care au făcut? Eu v-am spus, obligația noastră este să ne ducem și să răspundem la aceste... Și să mai cheltuim niște bani ca să... Vrea cineva să ia cuvântul la punctul 23 de pe ordinea de zi? Nu. Mulțumim. Supuneți la aprobare, dumneavoastră. Cine este pentru? Domnul Moise. Mulțumesc. Domnul Moise. Abțineți. Nu, nu. Vreau să întreb ceva. A, păi acum... Noi, ca și oraș, către Adis, nu plătim o taxă? Plătim cotizații? Plătim cotizații. Plătim cotizații și apărăm. Dar n-am aprobat. Știți ce este echilație? Deci noi plătim o cotizație ca avisul să ne reprezinte pe noi. Și din păcate spun, cu acești bani pe care noi îi plătim, avisul și-a angajat niște juriști care sunt împotriva noastră. Milian Capodul. Și plătim să dai dreptul la șmecher, la jucuri. Exact. Dar să problema nu e. Deci aici e problema. S-a votat, s-a votat. Punctul divergenței. Cine se înscrie? Domnul Balaș, domnul Mirea? 3. Apelul, da? Domnul rog că v-ați supun la aprobării dumneavoastră Consiliului Local cuvântul de 2 minute. Nu ne lungim, nu avem nimic. 3 minute. Ați vorbit în comisie, ați vorbit în ședință, mai vorbiți pe aici, că doar e cura, nu faceți probleme. Trageți aia, fals, după aceea... Domnul Tuciucă. Foarte pe scurt. Domnul președinte, dumneavoastră sunteți de acolo, să respectați regulamentul partidului. Da. Deci în 2 minute o să mă încadrez și eu. În primul rând aș vrea să vă spun și să spun cetățenilor programul de sărbători. Astăzi, la ora 1, vom avea invitați și vom inaugura acest muzeu în aer liber pe care l-am făcut în fața, în piațeta din fața primăriei. Este un muzeu premier în România și să știți că nu e un motiv de laudă, este o inițiativă care va intra, cred, am făcut demersuri, pe un site al Uniunii Europene și de fiecare dată cei care se interesează de România vor găsi acolo că în Dărmănești, județul Bacău, este un muzeu în aer liber. El are 2 direcții. Este odată dedicat războiului, primului război mondial, și avem 21 de casete și nu știu dacă cineva s-a întrebat de ce 21 de casete. Pentru că la Dărmănești, grupul de ofițeri care a condus luptele din 1916-18 totaliza un număr de 21. Deci au fost 21 de ofițeri care au condus aceste lupte. Din păcate, mare parte dintre ei s-au pierdut în aceste bătălii. Pentru fiecare ofițer am ridicat un soclu. Practic, acest soclu sau aceste pietre pe care am expus acele artefacte din primul război mondial simbolizează și un monument ridicat fiecărui ofițer din cei 21. Îmi cer scuze că vă trebuie, nu s-ar putea până la fiecare soclu numele Eu o să încerc, facem demersuri și la momentul ăsta nu avem toate informațiile. Știu, în schimb, că am avut săptămâna asta am avut o întâlnire cu un profesor universitar de la Academia Militară, a venit la noi și va apărea o carte cu eroul de la Dărmănești. Se numește Alexandru Lupașcu. Este un ofițer care conducea, unul din cei 21, care conducea grupul de mitraliere și în 1917, profesorul scrie cartea și va apărea și va fi o lansare de carte în 2019, în timpul unor bătălii de la Valea Uzului, armata română a fost depășită de dușmani, iar acest ofițer, care era șeful grupului de mitraliere, văzând că nu mai au nicio șansă, a luat mitraliera singur în mână, s-a ridicat pe creastă, a reușit să respingă singur atacul austro-ungar. Colegii lui, cei care mai erau acolo, văzând vitejia ofițerului, s-au ridicat și așa au reușit să facă față și să respingă atacul. El, ofițerul, este moare la datorie acolo, pentru că provenea dintr-o familie de oameni mai înstăriți. Este îngropat în cimitirul Belu, și acolo avem toate, profesorul se ocupă de treaba asta, avem toate datele și cartea va suna cumva eroul din Valea Uzului, pentru că actul de eroism al lui este predat acum în Academie Militară. Și va fi o chestie foarte interesantă, pe măsură ce vom avea numele lor, cu siguranță vom pune. A doua chestie a muzeului este vorba de centenar, cei 100 de ani de la războiul de reîntregire și avem 12 panouri, un panou dedicat anului 1918, un panou sinteză a celor 100 de ani și pe fiecare panou, din celelalte 10, avem o scurtă istorie a celor 10 ani, a fiecărui deceniu, în care spunem cine ne-a condus țara, cine au fost premierii țării, ce s-a întâmplat semnificativ în România, ce s-a întâmplat semnificativ în Dărmănești. În Dărmănești avem primare care au condus și câteva lucruri care s-au întâmplat. Da, nu este complet, noi suntem deschiși, dar este un muzeu cu o temă foarte interesantă. A doua chestie, sâmbătă, la ora 14, în biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, cum știți dumneavoastră, catedrala Părintului Prepeliță, va avea loc un concert în biserică dedicat sărbătorilor de Crăciun, la care am invitat Corala Armonia și Corul Cantus de la Dărmănești și Viorica Macombei. Deci va fi un spectacol, invit pe toată lumea acolo, de colinde. Pe data de 25, începând cu ora 11, așteptăm cetele de jieni în piațeta din fața primăriei. Noi am amenajat și o scenă acolo. Sperăm să fie vremea bună și să avem. Deci, la momentul de față, avem ceata de la Boiștea înscrisă și sunt discuții cu ceata de la Brădurești. Sper să nu se piardă obiceiul, pentru că din ce în ce copiii și tinerii sunt mai puțin interesați de evenimentul ăsta. Pe data de 31, începând cu ora 11, avem Festivalul Ursului din fața primăriei. Facem acea defilare pe terenul de sport, unde am ținut și anul trecut, din fața poștei de acolo. Să nu uitați magarul, domnul primar. Magarul care se conducă. Da. Mulțumesc tare mult tuturor. Le urez un an bun, sănătate și să nu uităm, în fiecare zi să încercăm să fim mai buni, pentru că așa vom reuși. Mulțumesc tare mult, domnul președinte. Dă cuvântul domnului Balaș. Da. Aș avea o rugăminte în perioada sărbătorilor de iarnă, dacă primăria poate trimite sărăriță, 20 de minute, cred că n-ar fi mult să meargă până pe baraj. Sunt mulți dărmăneșteni care vor să vadă barajul și păcat. Avem program de fiecare zi. Nu, dar dacă poate urca până pe baraj. 20 de minute nu-i mai mult. Deci pe drumul de... Da, până la baraj. Toată lumea se duce la baraj. Face revinionul la Coadalacul. Și fiind ultima ședință, urez și eu dărmăneștenilor un Crăciun fericit, un an nou fericit, sănătate, să fim mai buni în 2019 și mai... Da. Am vorbit despre acest muzeu, n-ați vorbit dumneavoastră. Pe această cale să-i mulțumim celui care s-a implicat foarte mult și a fost de mare ajutor, domnul Marius Diaconescu, care a fost conceput de el această... Eu n-aș zice că a fost conceput de el, și a avut o mare activitate în conceperea lui. Care am lucrat. Da, fiecare a avut partea lui de el, a venit cu date. Vă mulțumim dumneavoastră și colegilor consilieri pentru realizările efectuate sau care s-au întâmplat pe teritoriul nostru, pe teritoriul localității anul ăsta, pozitiv și mulțumim negativ pentru propunerile care ați fost de acord, dar nu ați reușit să le mai realizați. Nimeni nu-i perfect. Și tot pe această cale vreau să transmit și eu la mulți ani colegilor și concetățenilor noștri din Dărmănești și concetățenilor care ne urmăresc din alte țări pe net, ședințele de consiliu. Să știți că am primit informații, sunt persoane din Dărmănești care nu pot veni de săptămână. Toate ședințele de consiliu sunt urmărite de băieți din persoane din localitate. Cu aceasta care le transmit și lor sărbători fericită și la mulți ani. Mulțumesc. Propusem și sesizem cu străjile, nu sunt terminate toate. Sunt chiar în tuneric, ulița către mine, la Alexa, ulița către... Poate n-au ajuns, dar am trecut trimisă în fiecare cartieră. Poate n-au ajuns, dar în fiecare cartieră să schimbe. Acolo urez tuturor colegilor, primării, mulțumilor și cetățenilor orașului Dărmănești la mulți ani, sărbătorile de... Și așa nu știu, domnul Antonin? Domnul Turbiu, că nu știu, domnul Antonin? Da. Domnul referitor cu iluminatul, cu domnul Bici, am avut discuție ieri. Ieri, iar dacă mi-a spus că a fost de acolo cu schimbarea becului, mi-a ridicat problema. Două puncte sunt. Eu zic, poate să o omiți. Și exact niște femei bătrâni care stau pe strada Salcea acolo și în fața a fost descoță, pe strada Auzilor. Se fie pus becurile acolo. Vine anul nou, Crăciunul, tot stau prin tuneric. Atât. Dar acum, da. Din partea organizației ALDE, sper că sunt în asentimentul colegilor, să mulțumesc pentru toate realizările și să fim mândri pentru toate realizările care le-am avut în acest an. Mulțumesc colegilor de la tot celelalte partide pentru colaborare. Le doresc multă sănătate, mult mai multe, vă rog frumos că nu v-am întrerupt, multă sănătate, colaborare bună și cu multă înțelegere în anul viitor, la mulți ani dărmăneștenilor, la mulți ani tuturor celor care au acum ocazia să ne vadă și să ne mulțumească pentru tot ce am putut noi face pentru ei. Dacă reușim să încercăm să facem mai mult, dacă putem, facem cu cea mai mare plăcere în funcție de banii care sunt în sacul ăla mare de care dispune domnul primar. Mulțumim! Dacă vreți fiecare, dacă vreți să vă scrieți la cuvânt fiecare, că vreți fiecare, atunci vă televizați în fiecare și spuneți fiecare la mulți ani, ca asta vreți. Vă rog! Nu, dar să văd că nu vreau să schimb la cuvânt. Nu, reprezentant. Domnul Descu mai e. Dacă spune unul, nu trebuie să ne duc. Ba da. Iată de că am ajutat ultima ședință de Consiliu Local pe 2018. Pe mine s-a numărat un cea colegă, pentru că sunt un pic mai în vârstă față de anul trecut, pe noastră plată. Ție să mulțumesc pe această cale colegilor din acest Consiliu Local și tuturor celor prezenți în Primăria Dărmănești și a Palatului Preada Primarului pentru implicarea viața publică a orașului Dărmănești. Sunt foarte convins că tot ce ați făcut în numele cetățenilor orașului Dărmănești și nu în nume personal. În ceea ce mă privește, rog să cer iertare celor care le-am greșit din diverse motive, dar promit să-mi cer iertare și la alții care urmează. Transmit cetățenilor orașului Dărmănești sănătate, liniște sufletească, realizări deosebite în anul care stă să vină. La mulți ani dărmăneștilor de acasă, la mulți ani dărmăneștilor care, din diverse motive, nu sunt lângă noi. Vă mulțumesc. Fiindcă nu mai este nimeni, declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc și urez și eu tuturor colegilor și familiilor lor la mulți ani și dărmăneștenilor. Tot ce este mai bun. La mulți ani, toate cele.